Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Mă bucur să știu că sunteți și astăzi alături de noi la Cărți, Personalități, Confesiuni. Vă rog să-mi permiteți să începem emisiunea noastră de astăzi printr-o definiție, dacă vreți, printr-un citat. Monografia este o lucrare științifică de cercetare bibliografică mai amplă decât referatul științific și se referă la o problemă punctuală din domeniul abordat. Este o definiție destul de scurtă și nu unica, pentru că mai sunt și altele, cum ar fi monografiile, sunt în general lucrări de mare complexitate, ele operând cu date și cifre, ce cuprind toate sferele vieții spirituale și social-economice ale unei localități sau ale unei arii geografice mai largi, cu referire la comunitățile umane. Sunt monografii care se referă la localități, sunt monografii care se referă la autori, așa numitele monografii de autori. Așa, după cum v-ați putut da seama, astăzi vom aborda un domeniu de cercetare științifică și pentru a vorbi despre asta l-am invitat alături de noi pe cine altul, pe cel care știe și cel care s-a implicat zeci de ani în cercetarea științifică, pe doctorul în istorie, Ioachim Lazăr, cercetător științific gradul 1, coordonator de doctorate în istorie. Bine ați venit, domnule Ioachim Lazăr, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, cu mare plăcere, vin întotdeauna. Mă bucur. Mă bucur să vă avem alături, pentru că întotdeauna alături de dumneavoastră am putut să aducem spre cei care sunt interesați în domeniul acesta lucruri noi legate de cercetarea științifică în ceea ce privește îndeosebi județul Hunedoara, unele localități și nu puține, pentru că dacă ar fi să pornim de la mulțimea monografiilor pe care le-ați scris dumneavoastră, atunci nu putem să vorbim despre o complexitate, așa cum spunea chiar în definiție, a cercetării științifice din județul Hunedoara. Ne spuneți în două, trei cuvinte, ne puteți aminti câteva care s-au legat de sufletul dumneavoastră, fiindcă eu cred că nici nu le mai știți numărul. Da, sunt multe cele monografiile pe care le-am scris. Aș vrea să precizez însă că abia după evenimentele din 1989 s-a reușit să se scrie o monografie în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă, după cum știți, înainte era mai greu să scrii despre biserică, despre învățământ confesional, despre documentele erau și ele triate, unele nu cădeau bine cenzurii și de aceea abia după aceste evenimente din 89 s-a trecut, să spun așa, pe o scară largă la întocmirea de monografii. Monografii ale unor localități, monografii ale unor personalități, ceea ce sigur că și eu am făcut, având în vedere că prima monografie parcă am tipărit-o împreună, în 2002, monografia Comunei Baru Mare. Da. Deci una dintre primele monografii unde, într-adevăr, cercetarea de arhivă cu cercetarea de teren s-au împletit în mod fericit și a rezultat o monografie care, cu mare plăcere, o revăd și acum și o recitesc. Mai ales că și lansarea care s-a produs atunci la Baru Mare, foarte mulți dintre cei care au intrat în posesia monografiei au rămas mulțumiți de modul în care a fost scrisă acea monografie. Eu tot timpul am spus că cercetarea monografică trebuie să se bazeze și așa este normal, de fapt, după părerea mea, să respecte toate regulile lui Dimitrie Gusti. Acum, desigur că între timp tot mereu ne
întâmpinăm unele situații, să facem o lucrare monografică, să alcătuim o lucrare monografică după regulile Academiei Române, altă dată după alte reguli, unele am întâlnit în colectivul de redactare al monografiilor cercetători care se duc mai repede spre respectarea unor reguli academice engleze sau din alte țări. Dumneavoastră, care sunteți specialist în acest domeniu, ce propuneți? Eu, în primul rând, m-am ghidat după regulile Academiei Române. Da. Monografiile sunt făcute pentru, în general, pentru români. Corect. Și deci, fiind, trebuie făcute, trebuie în așa fel realizate, încât să fie înțelese celor care li se adresează. Mai ales că nu toate monografiile, cum e cazul monografiei județului Hunedoara, ajung doar la o anumită categorie de cititori. Sunt monografia unor sate, a unor comune, și dacă aplicăm alte reguli decât cele ale Academiei Române, mai greu să citească și să înțeleagă ceea ce pe autor, ceea ce ai vrut să scrii, de către oameni care au o pregătire, sigur, de 7 clase sau... Și atunci acesta este criteriul după care m-am ghidat. Și pot să vă spun că deci am scris vreo cel puțin 10 monografii de comune sau sate și nu n-am fost, cum să spun, nu mi s-a reproșat că din punctul ăsta, acesta de vedere, din punct de vedere științific și din punct de vedere al modului de a te adresa locuitorilor din comunitatea respectivă, nu aș fi respectat o serie de criterii. Un alt criteriu, pe lângă cel al Academiei, este să, într-o monografie, să redai istoria locului. Dacă nu redai istoria locului, dacă nu se regăsesc oamenii, bunicii, străbunicii lor în acea monografie, ea riscă de la început să fie o carte ca oricare alta care nu se adresează lor. Corect. Am sesizat asta că după câteva pagini strict documente, pe care o pagină document, două, mai multe pagini document, dumneavoastră veniți cu pagini pe care cititorul le poate asimila cu ușurință. Apoi am observat că aduceți noi și noi cunoștințe vis-a-vis de istoria pe care o cunoșteau la suprafață cei locuitorii acelei zone. Probabil, așa cum spunea Armstrong, știți că Armstrong spunea, cercetarea creează noi cunoștințe. Cam asta se întâmplă la dumneavoastră. Foarte multe lucruri noi ați adus în lucrările dumneavoastră. Dacă nu aduci, deci nu vii cu date despre localitatea respectivă, despre zona respectivă, sigur că, mai ales monografiile care sunt și din punct de vedere istoric, urmăresc evenimente istorice, trebuie să fie încadrate în istoria națională, în istoria zonei, a județului. Sigur că altfel vii cu un fragment de istorie pe care îl forțezi, îl scrii în monografie doar ca să umpli niște pagini ca monografia să aibă 2, 3, 400 de pagini. Nu. Din acest punct de vedere, deci încadrarea fenomenului local în fenomenul general al istoriei. Fiindcă aș vrea să dau un exemplu. Câți știu din județul Hunedoara că Maria Luca din satul Birtin și-a donat la 1854 casele pentru a se face școli naționale. Iată, deci un eveniment. Câți, deci, sigur, eu am realizat două monografii referitoare la comuna mea, Ribița. O monografie a comunei și o monografie a satului Crișan. Vă spun sincer că în momentul în care am terminat cercetarea,
mi-am dat seama că, deși născut acolo, crescut în acest sat, în acea comună, cunoșteam foarte puțin despre comuna mea. Foarte puțin. Fiindcă intervine uitarea. Și chiar fenomene care s-au întâmplat în urmă cu 70-80 de ani deja nu mai pot fi reținute de către, memoria colectivă. Și atunci ele mai ales că unele le-ați cunoscut doar din povestirile bătrânilor. Sigur că da. Să știa că în satul Crișan s-a născut Crișan. Da, da. Dar ce-a făcut Crișan? Puțin știu. Spuneau bătrânii, zice, aici a fost casa lui Crișan. Nu mai era, fiindcă ea a fost demolată în perioada interbelică, fiind slabă. Dar atât da. Știa. Doar și ceea ce s-a scris în cartea de istorie. Deci, iată deci că monografia a adus multe alte date noi. Nu se știa cine a fost, de exemplu, seria preoților care au slujit la biserica din Crișan. Și slavă Domnului, sunt preoți care cel puțin 20-30 de ani au slujit în comunitatea respectivă. Deci nu a fost o schimbare și o mulțime, o schimbare de preoți ca să nu le mai reții nume. Pe parcursul a 200 de ani, eu i-am numărat vreo 10 preoți au fost. Ceea ce înseamnă de la 20 de ani în sus, când el a servit în comunitatea respectivă. Ei, s-au reținut doar ultimii doi preoți. Da. Pe ultimul dintre ei l-am prins eu în perioada copilăriei mele. Păstrez și astăzi un respect deosebit față de acel preot. Sigur, și oamenii din sat credincioși spuneau preot ca părintele Perian, Tiberiu, da. Nu mai avem. Ei, au mai fost, dar sigur că nu mai se poate întoarce istoria la ceea ce a fost acum 100-150 de ani. Sigur că toate acestea au ocupat majoritatea timpului dumneavoastră. De câte ori vă caut, vă găsesc în arhive. Asta presupune sute ani de ore de arhive și un om care ia în mână o monografie și o lecturează, cu siguranță habar n-are ce muncă colosală include alcătuirea unei monografii. Pentru că dumneavoastră ați avut grijă tot timpul ca monografia să fie ca o casă căreia dumneavoastră aduceți cheia. Trebuie să-i pui tot câte o cărămidă, câte o cărămidă. Exact. Da. Eu, de la început, m-am bazat pe materialul de arhivă. Fiindcă, dacă suntem atenți și astăzi, apar atâtea și atâtea știri despre oameni care au compilat, care au teze de doctorat și așa mai departe. Plagiatul este la... E la modă. Da. Teza mea de doctorat, care s-a intitulat Învățământul românesc din sud-vestul Transilvaniei în perioada 1848-1883, s-a bazat în procent de 80-90% pe documentul de arhivă. A fost publicată și mulțumesc că nu am primit niciun reproș. Din contră, această teză tipărită imediat a fost indicată de către conducătorii de doctorate, doctoranzilor să intre în posesia ei, fiindcă era printre primele care se referea la această zonă din sud-vestul Transilvaniei. Ei, cu siguranță că pe vremea, adică cred că și după 90, o perioadă, lucrările de doctorat au fost alcătuite pe bune, s-a mai luat o perioadă doctoratul pe bune, examenele au fost examene, pe urmă totul s-a denaturat. Dumneavoastră, în schimb, sunteți unul dintre coordonatorii unei lucrări cu
eu am o marjă de siguranță, dar aproape exhaustivă, poate chiar atot cuprinzătoare, că asta înseamnă exhaustiv, a istoriei, geografiei, a tuturor segmentelor care sunt necesare a fi cuprinse într-o monografie. Sunteți coordonatorul unei lucrări care se întinde pe 3.000 de pagini, o lucrare extraordinară care este monografia județului Hunedoara. După știința mea și credeți-mă, stimați spectatori, că am multe cunoștințe în privința asta pentru că vreau să fiu mereu la curent cu noutățile care apar. În toată România nu a apărut până la ora actuală o monografie care să se întindă în 5 volume. O lucrare cu care județul Hunedoara oricând poate să iasă în față. Domnul Joachim Lazăr este coordonatorul acestei fabuloase lucrări. Vom vorbi despre ea însă după ce vă invit să urmăriți rubrica Eveniment, pentru că toți suntem în postul nașterii Domnului Iisus Hristos. Vă invit să ascultați Colinde. Seara
Tenguță verde de brad, am venit la colindat. La soră mea-n poartă-le bat, că de mult m-a așteptat. Noi nu ne-am văzut. Mai știi, surioare, știi, când eram noi doi copii, cum mergeam la colindat, la toți oamenii din sat. Prin zăpadă și prin vânt, colindam la toți pe colăcei. Prin străini de sărbători, nu-i frumos ca pe la noi, că nu vezi colindători noaptea pe la cântători. Că la noi de sărbător se strâng frați, se strâng surori. Strâng frase, strâng surori, obiceiul din străbun, așa-i la noi, la români. Am revenit după ce ați urmărit un buchet de colinde și discuția noastră în continuare despre monografiile minunate, necesare, uneori nelipsite în casa fiecărui locuitor al acestui județ. Vom vorbi deci despre aceste monografii în continuare și vom porni, așa cum am promis, cu monografia județului Hunedoara. Sunteți coordonatorul acestei monografii, vă rog să începeți cu volumul 1, cu ani de muncă și foarte multe alte lucruri pe care puteți să ne le spuneți. Deci, aș vrea să fac o mică precizare, sunt unul dintre coordonatorii acestei monografii. Sunteți unul, da. Unul de bază. De bază, da. Având în vedere forma, profesia mea de istoric, sigur că trebuia să fie și un istoric. Da. Atunci când s-a purtat o discuție despre întocmirea unei monografii a județului Hunedoara, unde am fost undeva în jur de vreo 30 de personalități, ca să spun așa, din județ, care ne-am strâns să facem o lucrare colectivă, eu am pus întrebarea.
se dorește o monografie științifică sau un album monografic. Și în momentul în care s-a spus că se dorește o monografie științifică realizată conform normelor Academiei Române, sigur, m-am angajat cu toată forța și cu toată capacitatea mea în realizarea acestei monografii. Primele trei volume au apărut în anul 2012. Sigur, asta a însemnat cel puțin 2 ani în față de cercetare și pentru realizarea acestor 3 volume. Sigur că lumea s-ar putea întreba, da, au mai apărut încă 2. Volumul 4 s-a proiectat atunci când au fost lansate cele 3 volume. Unii dintre cei care au la sfârșit serveam un pahar de șampanie, în discuțiile avute, o serie de oameni cunoscători, personalități cunoscătoare ale județului, au spus, da, mai lipsește câte ceva acolo. De exemplu, nu s-a scris nimic despre reforma agrară din 1921, s-a scris prea puțin despre reforma agrară din 1945. Și atunci s-a trecut, sigur, un colectiv mai restrâns, fiindcă nu mai erau atâtea teme atât de vaste și de diverse, și s-a realizat volumul 4. Volumul 4, care eu îl socotesc unul dintre volumele cele mai bine întocmite, fiindcă ele sunt numai, acest volum este numai pe document de arhivă. Se referă la 2 probleme, și anume agricultura din cele mai vechi timpuri până la colectivizarea din 1962, încheierea colectivizării, și apoi rolul pădurii în istoria și în cultura poporului român, că trebuie să știm că pădurea a jucat un rol în istoria omenirii. Acestei pădurii au fost dedicate câteva lucrări științifice chiar de către marele academician Constantin Cediurescu. Da. Deci, o temă care, sigur, lipsea din monografiile județului Hunedoara. Și, într-adevăr, în urma cercetării făcute pe întreaga arie a domeniului Hunedoara, cercetări de arhivă, în primul rând, fiindcă a trebuit să fie cercetată fiecare fond, fiecare pretură, de care, și slavă Domnului, în județul Hunedoara erau între 10-12 preturi care au, sigur, și modificat în funcție de organizarea administrativă, dar vreau să vă spun, era pretura Hațeg, Sarmizegetuța, Pui, Petroșani, Deva, pretura Hunedoara, pretura Brad, Baia de Criș, Orăștiei, Gheorghiu, iată, deci Ilia, Dobra, iată, deci câte preturi, și toate fondurile acestea au trebuit să fie cercetate. De altfel, în mare parte au fost cercetate și pentru cele primele 3 volume. Și a rezultat volumul 4, care a fost lansat în anul 2014. Noi la început am gândit doar 4 volume, întreaga monografie. Deci volumul 4 a intervenit și a fost în plus. Da. Voiam să încheiem cu volumul 5. Volumul 5, care a apărut abia în anul acesta, în 2015. Acesta este volumul 5. Da. Este volumul care într-adevăr au ridicat cele mai multe probleme. Da. De altfel, aș vrea să spun că au mai apărut asemenea dicționare. Este un volum dicționar al personalităților din județul Hunedoara. Au mai apărut și în județul Alba, în județul Cluj, dicționare ale personalități care le amintesc eu. Unul dintre autorii dicționarului din județul Alba, poetul Mărginean, spunea că acest volum de personalități este o carte fără sfârșit.
ea începe, dar ea continuă, fiindcă peste 10 ani corect. Sunt alte și alte personalități corect, care trebuie să introduce. Și deci... are multă dreptate, că într-adevăr lumea evoluează, oamenii se perfecționează, apar noi dovezi, pentru că a fi o personalitate nu înseamnă neapărat a fi un om la locul său de muncă. Sigur că da. Și apoi în acest flux de informații de astăzi, care și nu numai de informații, ci și posibilități de pregătire, doctorate, sigur, da. Aș vrea să vă spun, înainte doctoratele erau limitate. A fost o perioadă când încercasem și eu o înscriere la doctorat și ne-am trezit la Cluj la un examen că eram 20 pe două locuri. Da, da. Iar cele două locuri erau deja, se știa dinainte că erau destinate unor preparatori de la universități care aveau obligația să aibă doctoratul ca să li se deschidă apoi calea pe toate... Da. Să parcurgă toate treptele didactice până la cea de profesor universitar. Iar noi, cei care lucram în altceva, mulți colegi de-ai mei cu care ne-am întâlnit acolo, am spus că noi am venit doar de formă ca să se spună că se face. Astăzi, însă, există posibilități de a face doctoratul. Din păcate, există și alte posibilități de a cumpăra doctoratul sau a-l primi gata făcut și să-l însușești. Dar aceste lucruri nu merg prea departe, fiindcă... Cu siguranță nu. Fiindcă, de bine de rău, chiar am văzut această, cum să spun, cei care dau doctorate și decid sunt universitățile. Și mi se pare o revenire la normal prin faptul că acolo există capacitatea acelor cadre autori, profesori universitari, autori de zeci de cărți care pot să ne spună, într-adevăr, să-și dea părerea asupra unei teze de doctorat și să acorde doctoratul sau nu. Dar până la urmă, apropo de acest plagiat, eu nu cred că singurul vinovat este cel care fură intelectual, până la urmă, că despre asta este vorba, o marjă de vină, nu o marjă, o bucățică de vină acolo, o au chiar cei din comisie care au această obligație de a studia lucrarea doctorandului. Da. Poate profesorul care își pune semnătura... Ce se întâmplă? Comisiile de doctorat sunt aglomerate, au prea multe... Nu numai că sunt. Sunt alcătuite într-un număr de 5, de obicei 5 sunt în comisia de doctorat. Da. Dar asta e faza finală. Există un conducător de doctorat. Da, și conducătorul acela... Conducătorul, coordonatorul de doctorat... Ar trebui, dacă este un cadru exigent, sigur, nu te va lăsa să treci cu orice lucrare și cu ce... Deci aici intervine, în primul rând, obligația conducătorului de doctorat, pe lângă obligația celui care vrea să-și facă doctoratul. Da. Hai să revenim acum la lucrarea noastră. La această lucrare... am vorbit despre volumul 4 al monografiei, despre volumul 1, stimați respectatori, 2 și 3, s-a vorbit de nenumărate ori, fiindcă am mai avut emisiuni pe această temă, de aceea ne oprim acum un pic mai mult la această lucrare Personalități unedorene, din cauză că și pentru că s-au stârnit unele discuții pe marginea acestei lucrări, dar mai ales pentru că trebuie foarte bine să știm cine și în ce condiții a fost inclus în această lucrare. Deci, înainte de a trece la acest volum, aș vrea să mai fac o precizare. Volumul 1-2 conține o importantă și 4, o importantă parte de istorie a județului. Da. Și au apărut de necunoscători, în primul rând, că n-au citit, că încă se continuă cu falsificarea istoriei, că eu aș fi vrut măcar un nume să fi dat,
să-ți arate măcar o pagină de falsificare de istorie făcută în aceste, în aceste trei volume. Da. Și aș fi fost, aș fi avut o mare plăcere să mă angajez într-un proces cu respectivul pentru a-mi demonstra ce e fals și ce nu. Nu, din contră, cine citește își dă seama că s-a dat drumul inclusiv la documente în cele care ridicau probleme și care înainte nu puteau să vadă niciodată lumina tiparului, s-au publicat în întregime. Deci am dat documentul pentru ca să nu există niciun fel de dubii asupra a ceea ce susține autorul în, din punct de vedere istoric. Dar deranjat că unii, mă rog, nepricipători, dar zic de nespecialiști să încearcă să arunce o pată asupra faptului că istoria, că din punct de vedere istoric aceste monografii ar conține date eronate, false, trunchiate. Nu. Eu aș vrea să cred că doar cei rău voitorii au putut să facă așa ceva și că nu s-au regăsit unii în colectivul de autori. Din punct de vedere al colectivului de autori, vreau să vă spun că toți cei care au colaborat la cele cinci volume sunt, au titlu de doctori în respectiva profesie, sunt sau de cercetători științifici. Deci, fără nicio excepție, aceștia sunt cei care au contribuit și fiecare a răspuns și răspunde de părticica pe care a scris-o în volumele de monografii ale județului Hunedoara. Da, trebuie menționat faptul că fiecare autor al unui capitol sau subcapitol și-a scris numele acolo. Ca urmare, și-a asumat o responsabilitate în momentul în care și-a așezat numele acolo. Pentru că în momentul în care nu ești sigur sau eu nu cred că în acest colectiv de redactare din care am avut onoarea să fac parte, nu cred că cineva a fost irresponsabil în momentul în care avem, și dacă au fost materiale mai puțin competente, colectivul de redacție a intervenit. A fost discutate, da, de și deci s-a făcut. Este inimaginabil câte ore de muncă s-au desfășurat în prezența tuturor celor din colectivul de redacție, sigur, pentru a dezbate fiecare rând. Lucrarea a fost citită aproape sau chiar în întregime de către toți pentru a observa fiecare greșeală de conținut, pentru că celelalte greșeli au fost asumate de către corectori speciali. Vom reveni cu discuția noastră după rubrica Publicitate. Vrei să publici o carte? Să fie cuprinsă în toate bibliotecile clasice și virtuale? În toate bazele de date, să fie catalogată conform normelor CNCSIS, ISBN, CIP? Vrei să-ți vezi cartea distribuită la toate librăriile din țară și în toate librăriile virtuale? Vino la editura EMIA! Nu uita! Mâine poți fi un scriitor cunoscut! Contează la ce editură publici! Am revenit, stimați telespectatori, după rubrica Publicitate și cu permisiunea dumneavoastră să-l ascultăm în continuare pe domnul Joachim Lazăr, care ne va vorbi mai mult probabil despre volumul 5 al monografiei județului Hunedoara, asta pentru că de multe ori s-a
auzit în public o discuție, lipsa unui cuprins. Păi un dicționar nu poate să aibă un cuprins. Un dicționar are un index, un indice acolo de nume, unde cu puțină exigență se găsesc personalitățile pe care le căutați. Apoi, alcătuirea a avut condiții speciale, s-a pornit de la o anumită lucrare, dar mai multe lăsăm să ne spună domnul Joachim Lazăr, cercetător, un om care și-a petrecut, așa cum am spus și înainte, zile întregi în arhive pentru cercetare. Da. În momentul în care s-a discutat tematica volumului 5, am susținut și tot colectivul a fost de acord să stabilim niște criterii foarte serioase, foarte precise, da, asupra celor care vor intra în acest volum. Două dintre capitole, capitolul istorie și capitolul sport, au fost realizate de către mine. Și din punctul meu de vedere am spus, la istorici intră cel care are doctoratul, cel care are minim 3 cărți publicate și minim 20 de articole în reviste de specialitate, nu în ziare, nu în reviste de popularizare, știu eu, da, ci în reviste aparținând unor instituții, institut de cercetare sau universități sau muzee. Uniuni care sunt de scriitori, de arte. Și din acest punct de vedere, sigur, iar dincolo, în ceea ce privește sportul, am spus, selectăm pe campionii, cei care sunt născuți în județul Hunedoara sau au activat în acest județ, care au obținut titluri olimpice, mondiale și în fotbal, de exemplu, titlul de maestru al sportului sau maestru emerit al sportului. Deci să fie foarte clar, că altfel trebuia să aveam sute de fotbaliști de introdus aici, sigur, și să facem, și aș vrea încă un lucru să precizăm, volumul 5 vine în continuarea volumului 3. Dacă cine citește volumul 5 și nu citește volumul și nu urmărește volumul 3, o să spună, păi da, da, au scăpat niște, da, dar acolo, când sunt vorbim cuprinși despre sportul în județul Hunedoara, personalitățile sportive se găsesc aici, dar acolo sunt amintite loturile care au, da, obținut aceste rezultate, da, echipele care au... Deci aici poate să intervină o defecțiune, ca să spun așa, citind doar unul dintre volume, fără a ține cont de celelalte. Fiindcă toate sunt o continuare, este un, da, tot, da, o monografie a județului, corect, care este alcătuită din 5 volume. Și atunci, sigur că și în ceea ce privește volumul 5 al personalităților, se pleacă acolo, se vede, într-adevăr, apar o serie de personalități. Iancu de Hunedoara apare și în volumul personalități, dar despre activitatea lui Iancu de Hunedoara scrie în volumul 1. Scrie mai mult, da. Sigur că da. Sigur că, așa după cum spuneam, volumul acesta de personalități a avut la bază cele două ediții, dar mai ales ediția a doua, Mariei Raspa, care a fost prima care s-a angajat singură peste puterile unui om la realizarea unui asemenea dicționar. Da. Asemenea dicționar. De aceea aici acum se regăsesc mult mai mulți autori. Noi am numărat, dar ei sunt undeva la 10-12, dacă nu. Autori noi față de... Vorbesc de autori pe diferite discipline. Autorii dicționarului. Autorii dicționarului. Da, pentru că de data aceasta acest dicționar al personalităților nu mai este alcătuit într-o ordine
cronologică, așa cum s-a întâmplat cu dicționarul personalităților alcătuit de doamna Maria Razba, de data aceasta, personalitățile sunt aranjate în ordine biblioteconomică și sunt pe domenii biblioteconomice. Și asta este foarte bine, având în vedere că toată cercetarea aceasta a fost susținută, organizat de către Biblioteca Județeană. Asta este un lucru excepțional și vreau să spun că cel puțin în domeniul scriitoricesc, domeniul literatură de care m-am ocupat, sunt aduse multe nume, noi bănuiesc că asta se întâmplă și în istorie, în totalitate, dumneavoastră știți că față de volumul alcătuit de doamna Maria Razba în anul 2004, noi avem în jur de 70 de personalități în plus și foarte multe pagini. Sigur că da. Deci, în primul rând, că s-a dezvoltat la fiecare personalitate, dacă acolo au apărut doar câteva lucrări, aici am încercat să venim să completăm activitatea celor care au intrat în, cu excepția celor care nu au trecut în neființă și care sigur era, nu mai aveam ce să venim să completăm. Dar într-adevăr a fost o muncă deosebită, eu vorbesc doar de capitolele la care, și celelalte sunt la fel, capitolele la care am lucrat eu, am venit și am încercat să fac o cercetare exhaustivă a ceea ce au făcut istoricii, cei care au intrat în acest volum. Cât de perfectibilă este această lucrare? Perfectibilă ea este, sigur, dacă se scoate un nou volum peste 5 ani, trebuie să aduci și să vii să completezi activitatea celor care sunt încă în activitate sau a celor care au ajuns la un stadiu de pregătire încât merită să fie actualizarea să fie datelor. Să intre într-un volum de personalități. Personalități nu însemnând doar a-ți face serviciu. Aici văd că nu se înțelege, crede cineva că dacă a fost ziarist și a venit și a dat o cronică de fotbal sau a descris meciul, asta a fost serviciu, care este important. Ceea ce a făcut un Ioan Chirilă, care a scris despre sport. Sau să lași în urma ta ceva important pentru județul tău, pentru istoria, sigur pentru că viitorul. Da, să lași. Deci am activat 30 de ani sau 50 de ani, știu eu, într-un domeniu, ia să vedem, măcar un volum de memorii. Da. Cum și asta este foarte mult. Ce ne-am face acum dacă n-am găsit acele lucrări de 60-70 de pagini ale unor învățători care au scris pe la 1890, la 1900, 1910? Ce am face? Corect. Învățământul ar fi, cum se spune, văduvit de asemenea lucrări. Fiindcă nu am cunoaște școala, cum s-a desfășurat atunci. Da. Eu presupun că în urma noastră vor rămâne tineri pasionați de cercetare. Apoi, dacă Dumnezeu ne va da sănătate, peste 10 ani vom edita o nouă carte Personalități hunedorene, pentru că în acest timp de 10 ani e suficient ca cine dorește să lase ceva pentru județul în care locuiește să o facă cu competență. Pentru că emisiunea noastră, așa ca întotdeauna când discuția pornește și avem foarte multe de spus, timpul se compresează. Iată, timpul nostru în această emisiune s-a terminat pentru că Dumnezeu ne va dărui timp cu sănătate în continuare. Deci, un sfat pentru telespectatori? Sigur, sfatul este să se citească aceste volume, cine le are, cine nu, ele există la bibliotecă, pot Biblioteca Județeană, deci se pot împrumuta, se pot și așteptăm în urma faptului că cititorul le citește și o serie de sugestii, de opinii, de sugestii, dar sugestii constructive.
Corect, corect. Mie nu-mi plac sugestiile sau ăsta destructive. Da. Noi am construit ceva, am făcut ceva. Ar fi păcat cineva să vină să arunce, da, cu... Nu știu cine s-ar mai angaja să lucre 5 ani de zile în arhive, da, să, da, să treacă zeci de mii de pagini, fiindcă s-a trecut peste metri liniari de arhivă. Da. Metri. Deci noi n-am discutat în pagini, mii de, ci metri liniari. Da, da, da. Și cunosc, cunosc. A fost o muncă colosală, dumneavoastră îndeoseb, cel care a stat foarte multe ore și multe zile în arhivă, știți mai bine decât toți. Stimați telespectatori, așa cum am spus, iată, timpul nostru este atât de scurt când vorbim despre cercetare, despre cultură, despre poezie, despre orice. Îi mulțumim din suflet domnului Joachim Lazăr că a fost alături de noi. Vă mulțumim, vă așteptăm de fiecare dată cu multă bucurie. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă aștept cu aceeași dragoste marțea viitoare la aceeași oră.